mama mea, ia uite-te ce vârf. Ne-am făcut are de prăduți. Un copac de câteva sute de ani. 100 sau 2. Uite creanga cum se vede formată prin el. E zonă cu bolovani. Da, sânci. Ne-am întors la cabana Cheia la ora 5. Incredibil. Nu pot să-mi dau seama. Cred că am trecut de stânca aia. Aoleu. Am trecut printr-o stâncă. Nu mă așteptam la așa ceva. Salutare tuturor și bine v-am regăsit. Vă salutăm de pe drumul ce urcă de la satul Cheia, la cabana Cheia, care nu este tocmai un drum foarte, foarte bun. Sunt foarte, foarte multe pietre și foarte multe deniveluri. Deja avem foarte mari, cel puțin eu am foarte mari emoții. Mai avem cât 10 minute să ajungem la cabana Cheia. Și de acolo începem traseul spre vârful Vioreanu. Vrem să mergem pe următura, cum zice, că am uitat. Oale. Nu, înainte de curmătura Oale, curmătura Comarnice, curmătura Oale, de acolo urcăm pe Vioreanu și ne întoarcem pe la refugiul cu brazi. Ce o suntem pe pământ? Unde? Am avut o idee destul de trăznită să o luăm pe aici, că nu este cel mai bun drum. Curmătura Comarnice, o oră jumate, două. Deci nu e trecut. Curmătura Comarnice trebuie să ajungem. Păi da, o oră jumate, două. Da. Pe undeva pe aici trebuie. Da. Cred că pe lângă cabana. Sau pe acolo, uite pe acolo. Mama mia, ia uite-te ce vârf. Da, cred că sunt comune până în curmătura Comarnice. De la cabana Cheia se urcă prin pădure, pădure de brad și de fag. E plăcut. E răcoare, se urcă până în curmătura Comarnice. Cam o oră, o oră și jumătate era dat pe panoul informativ, pe indicator. Sunt trei marcaje, dungă albastră, triunghi roșu și dungă roșie. Un bracolare, a unui haiduc, unde-s pisoacele, unde-s pugnalele, aici e flintele haiducilor. Ne-am făcut tare de prăduți. E un traseu superb. Prin pădure. Da. La umbră. Coare. Un copac de câteva sute de ani. 100 sau 2. Poate îmi cade ceva în ochi, nu-mi bag. Uite, frate, s-o mai invale, auză. Arborile bubose. Care? Uite la acolo. Aaaa. Auză ce moduri are. Da. Ia să nu bagă în el. Nu te băga, că scade... Să vedem dacă are ceva. Îți cade chestie din aia. Pământ de flori. Da, ăla-i pământul de flori cel mai bun. Ai de mine. Uite cât e de găunos. Aha. 5 metri e găunos în sus. Uite creanga cum se vede formată prin el. Da. Dă-i și pe partea asta. Da, chiar că. Pătrân de tot. Că, chiar că. E că 200 de ani.
uite ce covor frumos de iarbă. Da, și uite feriga acolo în vale. De ce aici o feriga? Foarte frumos. Mai avem puțin până în curmătura Comarnice. Și de acolo am vrea să urcăm în curmătura Oale și am fi vrut să urcăm pe vârful Vioreanu, dar s-ar părea că timpul nu ne permite. Este deja 1 și 20 de minute. 13 și 20 de minute. Mamă, ce mușchi! Vezi ce frumoasă! Ia uite! Ia! Superb! Da, frumos! Foarte frumos! Da, 21 de minute, 400 de metri. La 13.43. Da, cam așa am zis. Și aici, între brusturi, am găsit un indicator. Care? Spune așa. Ne indică așa, curmătura Oale, care este traseul pe care dorim să mergem. Următorul punct. 30-45 de minute. Nu, la Schitul Pahomie nu, am fost altă dată. Pe aici se ia spre satul Pietreni. Ăsta 5-6 ore e drumul ăla de... Am mers noi data trecută, dacă mai ții minte. Nu. Așa, așa, Zmeuret. 6-7 ore. Zmeuret se ia pe acolo, de la Bistrița. Da, bă, înapoi de unde am venit. Da. Așa. Deci urmăm curmătura Oale. E cam sinură, am 2 ore făcută. Da, bulină galbenă. Da. Mai avem și asta roșie, bă. Încă. Uite, da, un izvoraș, ce vine tocmai din muntele Vioreanu. Și mă scol un pic pe mână. Nu era o idee, era. Poate-i mănânc ceva. Se vede cozia, nu? Se vede un munte, dar nu știu ce munte e. Cozia, cred că. Nu, dar nu se văd releele. Ar trebui să fie releul, da? E o zonă cu bolovani. Da, stânci. Stânci. În verdeață. Și acolo avem semne. Ia uite. Ce bolovan aici. Uite cum e bradul ăla. Ce cot are, ce gât de lebădă. Care? Bradul ăsta, deci, din dreapta ta. A, aici, da. Uite ce gât. Nu știu cum a putut să crească și el așa. Nu gât de lebădă. Dintre stânci. Ia uite. E un leagăn acolo. S-a rupt, cred că, da. S-a rupt, așa, făcut mult. S-a luat iar în sus. Vine zona, în bolovan morți. Dar ce vârf e ăla? Ăla e vârful lupului? Asta da, cred că lupul. Uite, și abrupt e. Cozia cred că e acolo, departe. Cozia cred că e după. După acolo, cu capul în nori, acolo. Da. Și ce bine aici? Ce avem aici? Da. Curticoaia? Curmătura Oale. Aha. Nu știu cum se numesc. Urăleule. Și un brad foarte frumos în față. Da. Spune. Am ajuns în curmătura Oale. Ce să-ți mai spun că... Aha.
Ia citește cu asta. Am citit. Vârful Vânturarița, 3-4 ore, traseu marcat, dificil, expus, probleme de orientare, interzis iarna. Pe acolo. Și Vioreanu nu zice nimic. Care? De Vioreanu nu zice nimic. A, păi nu e Vioreanu? Nu scrie Vânturarița Mare. Vioreanu e mai încoa. Nu e acolo. Dar bă, Vioreanu nu ni-l dă. Facem o mică pauză. Și nici oale. Și ne gândim. O oră până la plecăm oale. De la curbătura Oale la ora 14 și 20 de minute. Atât e? Da. Mai mergem o oră și ne întoarcem. Că nu mai avem timp să ajungem pe lumină apoi. Deci drumul și foarte, foarte rău de, la, de acolo, de la intersecția cu Pahomie până la Cabana Cheia e cam drum pentru mașini 4x4. Nu mi s-a părut ok. Din curmătura Oale am mai mers vreo 20 de minute spre creastă și cum socoteala noastră de acasă nu s-a potrivit cu cea de aici. Anta ne solicita, trebuia să ne odihnim. De la Cabana Cheia și până în curmătura Oale am făcut în jur de 3 ore. Ar mai fi fost, cred că, în jur de 2 ore până la Vioreanu și apoi vreo 4 ore la coborâre până la mașină. Nu ne-am fi încadrat să ajungem pe lumina. Și ne-am întors. Ura! Ne-am întors pe jos. Ne-am întors. Pe poteca din pădure. Trebuie să bem o cafea în 2 ore la la cabană. Și apoi să luăm înapoi drumul. De la cabană până în satul Cheia, care e destul de accidentat. Cu foarte multe pietre. Accidentat și foarte îngust. Da, că vin două mașini, nu prea au unde. Sunt puține zone unde se pot trece una pe lângă cealaltă. Mă curăț de rășină. Am pus mâna pe un brad și m-am umplut de rășină. Dau cu nisip de asta. Pietriș de munte. E un pic, e un pic de urcat aici. Da, ei, și o să urcăm și la Vioreanu mai spre toamnă. Mai în toamnă, mai prin octombrie. Dar urcăm pe Șaua Ștevioara. E deja la jumătatea copacului. Da. Atunci. Ne-am întors la Cabana Cheia la ora 5. Dar dacă am fi mers pe Vioreanu, am mai fi făcut, cred că, în jur de 3 ore în plus. 8, 9. Deja se făcea prea târziu și vrem să ieșim pe lumină de pe drumul forestier până în Cheia. Și acolo sunt paturi, aici două fotolii, pat și foarte, foarte multe cărți. Frumoasă? Da. Foarte frumoasă.
se pare. Aici, pe undeva suntem noi. Ceva, da, da, e separat. Numai alpinii și urcă, da? Văd că e steag acolo. Da. E inclinat așa pe noi. Astea sunt stopșoarele și acolo plus cu stop. Aceasta a fost drumeția noastră în țara de poveste din Buila Mânturarița. Dacă vă place canalul nostru, un abonament ne-ar bucura mai mult decât vă puteți imagina. Toate cele bune! La revedere!